întors din scurta pauză de publicitate și, așa cum v-am promis mai devreme, alături de noi se află domnul Eugen Tomac, președinte PMP. Îi spun bună seara și bine ați venit la noi. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, sunt foarte multe subiecte de discutat și e important că ați ajuns la ea și că, iată, în agenda aceasta foarte plină, ați reușit să ajungeți și la TLM. Pentru noi, pentru cei de acasă care ne urmăresc, vrem să vedem care este situația PMP. Iată că recent Tribunalul București a validat cumva conducerea și e important pentru partid. E o situație firească. Regret că în ultimele luni am avut așa și o serie de dispute nefericite publice pentru că nu și-aveau locul și rostul, dar instanța a constatat ceea ce noi știm cu toții, și anume că acest partid pe care l-am creat împreună cu președintele Băsescu și ceilalți colegi a avut parcursul său. Din păcate am intrat într-un blocaj anul trecut, un blocaj care nu are legătură cu normele democratice. O regret situația aceasta, am reglat-o tot politic, tot intern, tot prin vot, că în viața politică lucrurile se tranșează atunci când nu mai există consens, prin vot. Și majoritățile decid într-o direcție sau alta. În cazul nostru am revenit la situația de normalitate și cred că colegii care au crezut că dacă fac foarte mult zgomot, fără sens, fără logică, fără a urmări un fir care are legătură concretă cu activitatea unei structuri politice, vor avea câștig de cauză, trebuie să înțeleagă chestiunea asta, să se oprească din mizeriile pe care le-au risipit în spațiu public, pentru că ele nu ajută pe nimeni și evident că fac foarte mult rău partidului. Din acest moment lucrurile s-au reașezat, mergem mai departe, ne vedem de drum. Eu am venit aici la invitația domnului președinte Movilă, avem mâine alegeri la organizația județeană. Oameni politici cu experiență se adună pentru a găsi soluții, nu pentru a se risipi. Nu am ce să spun și mai mult decât critici, că până la urmă, că aici criticile sunt utile. Constructive, nu? Sunt utile și necesare. Eu sunt adeptul dezbaterilor. Partidele politice înseamnă să ai ședințe, discuții, dezbateri, să iei decizii. Ori când aceste lucruri nu se întâmplă, este grav. Și eu nu fug de critică, de discuții deschise, însă când ajungi într-un blocaj care nu mai are nimic în comun cu democrația, atunci evident că lucrurile trebuie corectate, chiar dacă uneori în spațiu public se proiectează o imagine greșită și deformată. Și acum e rândul nostru a celor care am acționat rațional și nu am răspuns provocărilor, să corectăm toate erorile care s-au produs și să ne convingem membrii și, evident, electoratul că avem capacitate și resurse să ne revenim. Urma să vă întreb prin ce metode veți reuși să vă reconstruiți imaginea și să cumva să o luați de la zero până la urmă și să puneți pas cu pas pentru partid. Prin multă muncă, prin inițiative serioase, prin dezbateri serioase și, evident, prin proiecte, poate, pentru comunitate. Indiscutabil, un partid cum este PMP-ul, care are o infrastructură extrem de solidă, după PSD și PNL, suntem partidul cu cea mai largă reprezentare la nivel local în toată țara. Evident că avem multe de învățat din greșelile pe care le-am comis până în prezent, din erorile pe care le-a făcut partidul și evident că avem toate șansele, privind acum la scena politică, să ne revenim dacă vom face ceea ce trebuie și ceea ce așteaptă cetățenii de la oamenii politici. Bun, după acest blocaj de care vorbeați și atât după această decizie a Tribunalului București, s-au mai liniștit apele? Care este pulsul, evident, în partid? Nu, în interiorul nostru nu au existat decât câteva nuclee unde, cu interes direct extern, oamenii au acționat cu bună știință împotriva PMP. Am înțeles acest lucru de la început, tocmai de asta și despărțirea noastră de o parte dintre colegi a fost destul de abruptă fără a mai căuta să pansăm lucruri care nu mai pot fi pansate, pentru că atunci când ești de rea credință și nu accepti dialogul și nu accepti discuțiile, ceea ce, repet, este esența democrației și mai ales esența vieții politice pentru o structură politică, înseamnă că nu mai ai nimic în comun cu cei care te-au validat la un moment dat într-o poziție de decizie. Și acest lucru s-a încheiat.
intrăm într-o normalitate și eu sunt absolut convins că, la cum arată scena astăzi, există loc pentru ca oamenii responsabili, oamenii care respectă regulile, pentru că este esențial în politică să respecti regulile. Să fii corect și multe știți, altele. Știți, aici n-aș vrea să intru în demagogie, pentru că foarte mulți politicieni promit de toate în campanie și a doua zi uită. Și în toate partidele sunt oameni care cu ușurință și-au angajamente. Eu, în general, am încercat să păstrez o conduită de om responsabil politic și asta voi încerca să fac și mai departe. E important asta pentru comunitate și pentru cei care vă susțin până la urmă. Mâine o zi importantă, iată, pentru partid. Sunt alegeri la Iași. De altfel, cred că și faptul că ați venit aici cumva e pentru această activitate de mâine. Nu am venit singur. Chiar astăzi are loc și Colegiul Național al Partidului la Iași. Mâine alegeri la Organizația Județeană, unde domnul președinte Movil va fi confirmat, sunt convins, din nou în funcție. Noi încercăm prin oamenii valoroși pe care îi avem, pe Marius Pașcan la Mureș, pe Marian Andronache la Suceava, pe președintele, prietenul nostru Bichineț de la Vaslui, Bogdan Gavrilescu de la Neamț, domnul Melinte de la Bacău. Sunt oameni valoroși, sunt oameni care au experiență politică și nu au încercat să încurce pe nimeni, ci au încercat să convingă oamenii că pot oferi soluții pentru societate. Evident că acum lucrurile sunt așa cum le vedem cu toții. De ce? Pentru că traversăm simultan mai multe crize. Am avut criza de sănătate publică, pandemia, care ne-a nenorocit pe toți cu toate restricțiile care au existat și credeam că după ce scăpăm de pandemie, viața va reveni la normal. Ori au apărut noi provocări. Avem o criză de securitate lângă noi, avem o criză umanitară lângă noi. Și financiară. Avem criza energetică care a pus capac la toate, pentru că scumpirile se țin lanț și pare că nimeni în această lume nu are o soluție pentru a opri aceste scumpiri. Este dureros, dar trebuie să privim realitatea exact așa cum este ea. Dacă îi mințim pe oameni că vom reuși cu 50 de bănuți să oprim aceste scumpiri, este o mare eroare. Este clar că războiul a declanșat un lanț extrem de periculos de rupturi în economia globală, cu consecințe directe și pe economie și pe populație prin aceste scumpiri. Și evident că urmează și această criză alimentară, pentru că atunci când o parte din beneficiari nu mai pot primi materia primă, cum sunt pentru produsele alimentare, este evident că acolo se vor produce o serie de disfuncționalități care vor genera la rândul scumpiri. Și noi avem de gestionat toată această perioadă. Întrebarea e următoare, acum se vor descurca oamenii în iarnă, că probabil atunci va fi vârful acestor probleme. Eu sunt îngrijorat, dar nu prăpăstios, pentru că noi români ne-am descurcat și în vremuri mult mai tulburi, mult mai complicate, le-am traversat. Pe de o parte, cei care locuiesc în mediul rural și aici statul are obligația să creeze un mecanism pe care să-i ajute pe oamenii săraci, pentru că majoritatea se încălzesc cu lemne și lemnele s-au scumpit foarte mult. Faptul că ai 600-700 de roni metru cub de lemn astăzi când discutăm noi e deja o chestiune care te cutremură pur și simplu și cred că statul trebuie să vină cu niște vouchere pentru cei care nu se pot descurca cu veniturile pe care le-au, astfel încât vouchere strict pentru achiziție încălzire de lemn. Da. Și evident vor exista subvenții consistente pentru încălzirile din orașe și municipii pe gaz, pentru că sunt zone unde, într-adevăr, fără un suport consistent din partea statului, cetățenii nu vor putea suporta facturile și așa, oricum foarte mari. Foarte mari, într-adevăr, în ultimele 2-3 luni deja sunt diferențe enorme, dar iată că ați amintit deja de această măsură a guvernului, cum o comentați? 50 de bani pe litru compensare, nu mi se pare o sumă foarte mare. Când a venit criza, toată lumea încerca să vândă pozitiv tot felul de soluții pentru a ieși din criză. Ce face și astăzi guvernul este o încercare nefericită din punctul meu de vedere de a cumpăra timp.
noi trebuie să căutăm soluții prin care să-i ajutăm pe oameni. De exemplu, avem un program care se numește Casa Verde la Ministerul Mediului. Acolo sunt blocate 40.000 de cereri pentru instalare de panouri fotovoltaice. Eu cred că acum, când Uniunea Europeană a deschis larg ușile pentru renegocierea PNRR-ului, trebuia să mergem să spunem, domnule, noi renunțăm la parte din proiecte, dar vrem 2-3 miliarde de euro pentru panouri fotovoltaice, astfel încât să instalăm pe cel puțin 1 milion de gospodării panouri fotovoltaice, să reducem consumul și dependența de gazul rusesc. Era o soluție, pentru că este o situație extremă, o situație de urgență, să facem acest lucru. Și evident, și comenzile erau pe măsură, astfel încât să putem pregăti de pe acum populația pentru iarnă. Ori, atât timp cât nu ai strategii care să le implementezi, pentru că asta ne lipsește nouă ca societate. Acțiune imediată, acțiune rapidă în situații de criză. Pur Noi am simplu, dat 3 luni de zile un termen în care să vedem dacă mai putem face ceva. Nu, dar oricum nu rezolvă foarte mult reducerea cu 50 de bani, acum să fim rezonabili. Asta este o realitate foarte dură, pentru că scumpirile s-au produs în lanț de 2-3 ori în ultimile luni de zile și o reducere sau o încercare de a plafona, uitați-vă la Ungaria, a încercat să plafoneze prețul la hidrocarburi și care este rezultatul? Că a raționalizat motorina și benzina pentru că nu mai reușesc să găsească petrol pe piață, pentru că nimeni nu se duce într-o economie unde lucrurile sunt plafonate. Aceste industrii, această industrie trăiește pe profit și evident că s-au trezit în această situație. Deci nu limitarea și plafonarea este o soluție decât temporară, cu efecte catastrofale pe termen mediu și pe termen lung. Ci alternativa. Ce avem ca alternativă? Curent, hidrogen și evident aceste panouri fotovoltaice. Asta trebuia să facă statul în această perioadă. Ori, dacă îți cumperi o mașină electrică și vrei să ajungi de la Iași la Bacău, poate mai reușești, dar de la Iași până la București cred nici până la Focșani nu ajungi. Deci, și nu avem infrastructura necesară. Deci, aici statul trebuie să intervină. Nu costă nimic ca toate instituțiile publice, începând de luna viitoare, să aibă împarcări suficiente stații de încărcat electric. Deci sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem din mers, dacă vrem să ținem pasul cu aceste schimbări și provocări majore. Altfel vom plăti un cost foarte mare, ne vom împrumuta foarte mult pentru a plăti datorii, nici de cum pentru a ne dezvolta și pentru a crea infrastructurile care să răspundă la infrastructura care să răspundă la aceste situații critice. Bun, dar punctual pe această scumpire a carburanților, la ce soluții v-ați fi gândit dacă guvernul a venit cu această compensare de 50 de bani? Bun, aici ai o chestiune situație foarte sensibilă. Clară. Da, nu. În primul rând trebuie să ne uităm la accize. Cât sunt accizele? Accizele sunt foarte mari. Ori statul nu trebuie să vină să spună solidaritate din partea companiilor. Statul trebuie să regândească întreaga politică de accize, astfel încât să poți ajuta și economia și cetățenii. Ori atât timp cât nimeni nu are curaj să se atingă de accize, evident că prețurile în continuare vor crește și nu știm unde se vor opri. Pentru că este o criză globală. Ea nu are sediu în România. Soluțiile nu le poate găsi un stat de sine stătător. Toată lumea a spus cum Ungaria poate și alții nu pot. Da, Ungaria poate, dar a raționalizat motorina și benzina la maxim 50 de litri pe familie. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt din ce în ce mai complicate. Deci te duci într-o fundătură din care nu mai poți ieși. Tocmai de asta spun că în această perioadă, cine nu are curaj să le spună cetățenilor, oameni buni, viața s-a scumpit, nu va mai fi cum a fost, devine din ce în ce mai complicat, păstrați-vă locurile de muncă și începem să trăim cu economii cât mai mari, nu vom trece de această criză foarte ușor. Asta este ceea ce vreau să înțeleagă toți oamenii. Și eu am curaj să o spun pentru că îmi pasă de oameni. Alții vin și mint și spun, noi am redus, noi am făcut. Nu! Prețurile cresc în continuu și atât timp cât nu va exista, nu vom avea alternativă, evident că vom trăi vom rămâne această capcană în care politicienii tot caută soluții și să
soluții, iată că spuneați și dumneavoastră, pentru partea de încălzire poate să dea niște vouchere guvernul. Bun, da, nu sunt practice. Pentru sunt alimente, soluții. Dar pentru toate scumpirile, când toate domeniile s-au produs aceste scumpiri. Evident, și se vor mai produce. Aici, ce soluții putem... Nu, eu asta spun, că atât timp cât nu creezi alternative sănătoase prin care să poți combate aceste scumpiri și efectele lor, evident că nu vom avea altă soluție decât să ne împrumutăm, dar până unde și până când? Pe de o parte, pe de altă parte, repet, suntem o țară cu un potențial agricol foarte mare. Există bani pe care îi primim și pe care nu, sau puși la dispoziția noastră, pe care nu reușim să-i accesăm. Toată lumea vorbește de miliardele pe care le va primi România de la Uniunea Europeană. Dar nimeni nu spune că s-a încheiat un exercițiu bugetar din care n-am cheltuit 15 miliarde. Bani prin care puteam construi în continuare foarte mult pentru a crea locuri de muncă mai bine plătite aici acasă și, evident, taxe și impozite din acele locuri de muncă tot aici în țara noastră. Deci, din acest punct de vedere, avem nevoie de mai multă ambiție și de mai multă claritate în a explica pașii pe care trebuie să-i urmeze România pentru a ieși din aceste provocări. Războiul nu s-a încheiat și până când nu se va încheia, nici scumpirile nu se vor încheia, dintr-un simplu motiv, pentru că parte din materia primă pe care o luau statele lumii din aceste țări nu mai au acces la ea. La unele s-au impus sancțiuni, la altele nu le mai pot aduce din cauza minelor din mare și așa mai departe și nici infrastructura nu ne permite. Deci sunt foarte multe provocări care se țin în lanț și noi trebuie să investim foarte mult, să-i ajutăm pe antreprenorii români, să-i scutim de taxe, să le permită statul să se dezvolte. Când, măcar în al 9-lea ceas să se întâmple acest... Suntem în al 12-lea ceas, din păcate. Da, iată că mai avem și vești bune, Republica Moldova este stat candidat la Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta pentru Europa și pentru țara noastră implicit? Pentru Moldova, în primul rând, toată. Pentru Moldova toată, când spun Moldova toată, mă refer și la moldovenii de o parte și de alta Prutului, pentru că noi am fost despărțiți fără voia noastră de către Stalin în 40. Iată că se repară o eroare mare istorică, o nedreptate, și anume... Se repară o mare nedreptate istorică, pentru că, în primul și în primul rând, eu cred că cel mai important lucru pe care îl putem înțelege din această decizie. Eu am fost ieri la Consiliul European și am participat acolo când s-a anunțat această decizie, tocmai pentru că am vrut să trăiesc acest moment istoric. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană spune clar: Republica Moldova și Ucraina intră în sfera noastră de influență. Vom ajuta aceste două state să devină membre ale Uniunii Europene. Pentru noi români este un lucru extraordinar, pentru că va dispărea frontiera de pe Prut, pentru că ne dorim să dispară frontiera de pe Prut și evident că Republica Moldova și românii de dincolo merită această perspectivă. De altfel, o parte din cetățeni deja sunt cetățeni europeni prin cetățenia română. Am și spus-o asta și în plenul Parlamentului European și în discuția cu Serviciul de Acțiune Externă a Uniunii Europene și în discuția cu Comisia Europeană. Deci aceste realități încep să fie cunoscute și asta este un lucru extraordinar. Pentru Republica Moldova se încheie o etapă grea. Evident că începe un nou parcurs, vor începe negocierile pe diferite capitole, se vor deschide capitole de negocieri pe fiecare domeniu, vor fi monitorizate și aici depinde de capacitatea și voința politică a Chișinăului de a implementa o serie de reforme și apoi stabili un calendar clar de aderare. Da, iată că spuneați mai devreme pe criza aceasta de securitate națională, deși noi avem diferite materiale în care specialiștii spun că suntem cumva asigurați și că din punctul ăsta de vedere n-ar trebui să ne facem griji. Cum comentați dumneavoastră această... Noi suntem asigurați pentru că suntem în cadrul NATO și Rusia nu își permite să atingă niciun centimetru din spațiul NATO. Dar cu toate astea... Însă, trebuie să ne facem și temele. Înseamnă că trebuie să fim vigilenți, să fim atenți, să investim mai mult în înarmare. Pentru că s-a văzut cu toate garanțiile pe care le-a primit Ucraina după ce și-a declarat independența și a renunțat la arma nucleară, evident că nimeni nu a sărit să apere această țară și chiar dacă ești partea NATO și ai un partener strategic foarte puternic cu Statele Unite care ne garantează securitatea,
Asta nu înseamnă că nu există riscuri uneori la care nu se așteaptă nimeni. Tocmai de aceea trebuie să investim în continuare și să fim vigilenți și, evident, să ne bucurăm că avem această umbrelă NATO, dar în același timp să fim atenți, pentru că o țară nu își poate construi perspectivele de pe un an pe altul. O țară trebuie să se gândească la proiecte pe termen mediu și pe termen foarte lung. Foarte lung înseamnă 30, 40, 50 de ani. Foarte pe scurt, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Cum stați în sondaje și ce strategie veți adopta pentru următoarele alegeri? Păi noi avem un electorat destul de fidel. A rămas tot în jurul procentului de 5% cât am avut și la alegeri, dar nu este suficient pentru a fi un jucător activ pe scena politică. Tocmai de aceea vom începe cu un recensământ intern și, evident, cu atragere de noi membri, de noi oameni în rândurile noastre, astfel încât să-i convingem pe români că România are nevoie și de o alternativă moderată de dreapta pro-europeană care să vină cu soluții la problemele societății românești. Mulțumim tare mult pentru dialogul oferit. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mai așteptăm aici la TLM. Domnilor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă doresc vizionare plăcută în continuare. Pe curând! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.